Dar știu că la un moment dat ați povestit că ați luat nota 5 la examenul, da, la săritura, nu? Da, la săritura de acțiune, da, mi-e și prietena profesor. Erați deja campioană, nu? Păi eram campioană, dar oricum tehnica mea nu bătea cu tehnica ei din carte. Da, normală. La tehnica am luat 5, mi-a dat 5 și a ok, dă 5, lasă-mă să trec. N-a fost cu supărare? Nu, 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 nu m-am supărat niciodată pe ea. Suntem chiar prietene, profesoară încă în facultate. Nu, păi ce, dacă atât a zis ea că nu făceam eu, nu știu cum, nu făceam eu podul peste ștachetă. Asta este, mai contează cum sare, ia sări de 3 metri să vezi dacă e, mai contează. Tehnica normală este alta și actul motric de săritura înălțime și a centrului de greutate este altfel, dar în carte nu poți să faci, dacă ai face ca în carte, am fi toți campioni. Sau poate nu. Sau poate nu. Acum sunt și alte distracții față de cum era pe vremea dumneavoastră. Avem telefoane, avem tablete, avem rețelele sociale. În cantonamente dumneavoastră ce făceați? Cu ce vă distrăgeați, ca să zic așa? Citeam. Eu am stat tot timpul cu antrenoarea mea în cameră și eu am citit ziare. Ea avea fiecare dimineață, se ducea la ora 7 după ziarele, toate ziarele de sport și ziarele așa care mai erau pe hârtie și interesante. Și citeam, apucam dimineața să citesc o bucată din ele, după care citeam și după amiază, chiar și anunțurile telefonice le citeam, eram curioasă, deci orice mă atrăgea. Și să știi că și noi mergeam la discotecă, ce, pe vremea noastră nu era discotecă și noi vedeam la 3 noaptea, la 2, ne dădeau voie, adică nu eram strânși cu ușa. Și dacă nu, ne nimeram în cantonamente de Paști, făceam Paștele împreună și aveam distracție, deci nu era chiar așa herup. Nu e nici acum un herup. Dar toate trebuie făcute la limită, nu da, duse peste extremis. Care e cea mai amuzantă amintire pe care o aveți sau cea mai mare boacănă pe care ați făcut-o? Da, nu știu dacă am făcut boacăne. Nu știu, dar noi eram acolo la grămadă, luptători, judocani, atleți, atlete, fugeam, am intrat și pe un geam, că ne închisese hotelul ca să ajungem în cameră, intram desculți, tiptil să nu ne audă. Adică făceam multe din astea în care atunci erau hazline, am întâlnit și cu ursul, fugeam de urs. Când eram sportiva clubului Steaua, stăteam la Forban și mergeam 4 km până la discotecă. Prin pădure, pe acolo, mai cu ursul, mai fără urs, doar nu vedeam, era zăpada până la genunchi și vedeam doar de la lumina lunei. Vedeam pe unde să mergem. Nu aveam telefoane nici să ne ghideze, nici lanterne. Mai aveam unul o lanternă pe acolo bușbite, dar mergeam, ne distream și iar ne întorceam. Și nu ne interesa mare lucru. Nu mai răceam și nu mai făceam vacciluri. Și ați făcut performanță și așa. Și am făcut performanță și așa. Deci nu e. Performanța se face dacă vrei. Dacă nu vrei, poți să te lași. Doar așa că să o faci la plezneală, că dacă o ieși, o facem, vedem ce facem. Nu, nu merge. Ce înseamnă pentru dumneavoastră medaliile și recordurile pe care le-ați obținut? Păi, alea erau ținta. N-ai cum să faci performanță dacă n-ai o țintă. Și n-ai cum... Și bineînțeles că recordurile naționale la vremea aia erau foarte mari. Alina avea 2 metri, deja sărit ca și junioară. Mai aveam și o colegă, Oana Pantelimont, care sărea și ea, deci nu era, aveam concurență, nu eram singură pe tarla și defilam. Și era autodepășirea pe care trebuia să o faci, care era obligatoriu și care inerent te ducea, dacă te autodepășeai în anumite perioade a antrenamentului, știai că la un moment dat trebuie să faci și recordul. Dar toate au venit când trebuiau, când eram antrenată, de-aia m-am și lăsat de sport. Când m-am lăsat de sport pentru că vedeam că nu mai țin la antrenamentele dure, m-am lăsat de sport. N-am mai lălăit-o. Am zis, ok, mă duc să fac altceva. Ați simțit că nu mai poate corpul să facă înaltă performanță? Nu, sau? Nu mă mai țineau, nici mintea nu mai era conectată la marea performanță, nici nu mai, deja venise primul copil, nu eram conectată la ceea ce trebuia. Și nici corpul nu mă mai asculta și deja eram locul, cred că locul 7 mondial. Am venit și m-am lăsat de sport. Nu, am zis, ok, nu, nici nu mai făceam bani. Am zis, dacă nici nu mai fac bani, nu mai fac nici performanță, ia să mă apuc eu de altceva, văd de pe ce cale apuc. Cum v-ați împărțit între viața de sportivă și viața de mămică la acea vreme? Și atunci, așa cum suntem, au mai venit bunicii, au mai fost duse, au mai fost prin cantonamente, dar
cresc, copiii cresc, pe copiii crește, pe copiii crește oricum Dumnezeu. Noi suntem doar acolo niște pion pe care îi dirijăm, nu îi creștem noi. Dacă crede cineva că crește el copilul, să înșela malnic. Copilul crește pentru că de-aia l-a dat Dumnezeu pe pământ și de-aia Dumnezeu îl duce pe căile care trebuie. Noi suntem niște mamă și tată și frați și surori, niște pioni și familia, niște pioni care dirijăm dacă au niște scăpări sau suntem cei care suntem umăr de sprijin, nu neapărat dacă îi dai de mâncare și un sac de bani, gata, ce bine este. Nu, nu în asta. Valorile familiei și valorile copilor sunt construite altfel. Copiii mei lucrează. Cea mare a lucrat de la 16 ani, cea mică va lucra și ea că să cere și știe, ei sunt autoeducații, se autoeducă. Și într-adevăr au ieșit niște copii buni care performează în ceea ce fac. Ați fi vrut să facă sport, fetele? Le-am dus și au urmat tot felul de cursuri, dar nu au avut atracție foarte mare. Au fost mai, nu le-a atras, poate că dacă rămâneam eu pe stadion la antrenoare, poate că era altfel, stăteau lângă mine și atunci eram exemplu, era exemplu momentului, dar eu ieșind din postura aia de a ieși de pe stadion totalmente și intrând într-o administrație, nu le-a acaparat nimica și atunci dacă nu le-a acaparat, ele sunt performante. Fetele mele n-au luat în viața lor nicio meditație. Eu nu știu, nici profesor, dacă mă întreb, nu știu cum arată meditațiile, nu știu cât costă ora. Eu n-am dus niciodată copiii la meditație. S-au autoeducat, au învățat atât cât le-a trebuit ca să ia note mari la liceu. Sunt în liceu, amândouă au terminat licee mari și cu medii mari și au intrat cu medie mare, dar de dându-le medicațiile, dându-le o școlarizare adecvată de a nu fi nevoie de a umbla pe toate coclaurile și pe toate drumurile, de a căuta cei mai buni profesori și a avea 100 de meditatori.